Am o impresie despre Mircea Lucescu absolut de senzație pentru faptul că a avut grijă de postenicul până a murit. Asta m-a... Deși putea să-i facă un deserviciu, să aibă grijă după Revoluție de postenic. Să nu-l bage în seamă. Da, exact. Să evite. Pentru că postenicul era în frac cu copii, cu fiul său și cu familia, cu tot. Și Lucescu a avut grijă de el până la moarte. Extraordinar. Asta dovedește că are caracter Mircea Lucescu. Da. Și să știi că îți dai seama de valoarea unui om și de educația copiilor. Așa este, aveți dreptate. Uitați-vă ce educație are Răzvan. Și de aici. Dom'le, eu spun că nu există copil zvăpăiat, copil să o ia razna dacă stai aproape de el, îl iei de mic cu meditații, să învețe carte și astea. M-ați procedat și noastră. Și vorbești, bă, eu, ca eu, dar nevastă mea, care e cadru didactic și îți dai seama ce era, eram călare pe ei să învețe carte. Foarte bine. Bun, haideți să trecem la fotbal, la actualitate, domnul președinte. Hagi și Popescu, invitați de onoare la Istanbul pentru optimile Galatasaray-Barcelona, au fost invitați de Galatasaray în calitate de legende. Ce înseamnă asta pentru România? Înseamnă că noi îi băgăm la pușcărie pe marile legende, iar alții îi fac capitani a echipei Barcelona, îi fac capitani la Istanbul, îi respectă toată lumea, le trimite avioane private și uite cum îi respectă toată lumea, iar noi îi băgăm la pușcărie nevinovați. Nu știu dacă nevinovat. Absolut nevinovat. Gica Popescu, absolut bine, nevinovat. Bine, și-a plătit prejudiciu, da? A existat prejudiciu. Iubitule, asta ce a făcut Gica Popescu, așa, ar trebui să-i facă statuie pentru comportament corect. Dacă să-l iei, să-l bagi la pușcărie cu o zi înainte de a fi ales. Ai, bă, asta este, așa este un abuz incalificabil. Un abuz conducătorilor și o dovadă de putere vreme, cumva, să-ți arăți mușchii. Puteau să-l ia cu o lună înainte sau cu o lună după. Ce fel de om nenorocit ești tu, mă, care faci lucrurile astea? Dictezi de la afară pe ăla, bagă-l pe ăla, omoară-l pe ăla. Păi ăștia, domnule, nenorociți ăștia de oameni n-ar trebui să stea în societate. Nu vedeți ăștia cum omoară pe bandă rulantă? De admirat turcii ăștia. Păi nu, eu am făcut clădirea ligii în care se lăfă ăștia de ăstea. Mircea Sandu a făcut clădirile federației, am făcut împreună Mogoșoaia, am făcut Buftea. Băi, și nu ne-a dat o invitație vreodată burleanul ăsta și nouă la un meci, bă, ați mai auzit așa ceva? Ne-ați mai spus și eu sunt de acord cu dumneavoastră că e incalificabil. Și v-am mai spus că băi, și Dinu Gheorghe la Rapid la fel și sunt prieteni noastre la Rapid. Și să lăfăie, și să lăfăie în clădirile făcute de... Se lăfăie, stați un pic, domn președinte. O se lăfăie. Stai, mă, ocupă niște poziții băi, și băi, sunt clădirile. Măcar să fi vopsit... Dar da, aveți dreptate cu invitație. Măcar să fi vopsit dracului odată clădirea aia în atâția ani. Asta sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu se lăfăie, domn președinte. Am făcut acolo birourile, că le-ați făcut dumneavoastră, partea a doua, jos pălăria, dar oamenii vin și au fost aleși până la urmă, nu să fie. Care aleși, bă, sunteți nebuni? Cum aleși? Aleși puși! Puși? Puși! Adică n-au fost votați deloc? Ala e un vot penal. Vot penal. Acum sunt îmbrăcați și negru, așa parcă sunteți de la trupele speciale. Da. Să chem tu prim-ministru, președinții și conducătorii o zi înainte și să-i ameninți și să-l dea afară pe Dragomir să pună, bă, unde ați mai pomenit așa ceva? Și după aceea băgați-l la pușcărie. Păi cum să mă bage, bă, nevinovat la pușcărie? Da, pe da, hai că am vorbit de prea multe ori despre asta. Nu, da. V-am enervat. Da, da. Păi nu, dar pe de altă parte, domn președinte, era și de mult timp acolo. Prea șmecher erați de atâta timp. Nu vă mai dădea nimeni jos. Ca să glumim un pic. Da, mă, da. Dar vă întreb altceva. Stați așa, vă întreb altceva. În toți anii ăștia de domnie la LPF, că a fost domnie, a fost cineva aproape să vă dea jos pe calea clasică, cu vot, cu convins oamenii, șefii de cluburi? A da. Fost cine? Gușe. Serios? Gușe era secretar general al PSD-ului. Așa. Un om foarte tare. Așa. Și atunci era gata să mă dea jos. Restul nu. Au încercat toți. Au încercat și cu Giovanni și cu, atunci, cu prima dată cu Gino. Au încercat după aceea Copos. Au încercat
A, da. Erau valuri, valuri. Deci cel mai aproape Gușă. Gușă a fost cel mai aproape să mai dea afară. Dar tot pe sfera politică. Pe sfera politică, cu sigur. A plecat în țară, vorbea cu prefecții și m-a dus Rebenciuc la Năstase și am vorbit cu Năstase și am spus, băi frate, ce aveți, aveți ceva împotriva mea? Puteți să-mi reproșați ceva? Mai ales că eu eram de la un partid care tot partidul era împotriva lor, numai eu eram de partea lor. Și s-a rezolvat. Deci ați rezolvat-o direct la Adrian Năstase. Păi, sigur. Incredibil. Dar mi se pare grav și nu bat foarte mult monedă pe subiectul ăsta, că trebuie ca lucrurile... Și după aia, vă rog. Am rămas prieten cu Gușă. Așa. După aceea. Și acum sunteți prieten. Da, sigur că da. Îl admir. E băiat deștept. Se bagă cam mult în sport, parcă, domnul Gușă. Mă rog, e o altă discuție. Se bagă în toată, în politică. E un băiat care a învățat carte. Acum, dacă ai învățat carte, îți dă dreptul să te bași peste tot? Da, fai, nu vezi. Uite-te la Cristian Tudor Popescu, el e doctor, corect, doctor în toate, bun. Ce să mai... Un exemplu bun, aveți dreptate, da, acest. Sau să nu mai dau exemple, chiar de la ziarul care a fost al meu. Așa. Sunt doi, trei care sunt așa de... Așa cred ei despre ei, că sunt așa de deștepți dacă se cine leagă de unul și altul. Nu vreau să dau nume pentru că... E prea greu să vă face rău. Nu e greu. Oi, grei sunt băieții întâia. Ioan Ițoiaș cu Tolontan sunt băieții deștepți și întâia. Sunt, au caracter. Păi cine vă supără? Nu. Da, mă rog. Bine, haideți să nu mai vorbim de colegi de brazlă. Domn președinte, sunteți mai pe supărare tura asta. Nu, nu. Am venit din Spania puțin răcit. Așa. Mi-am făcut toate testele de 2-3 ori, au venit și acasă niște fete. Sunteți bine, nu? Că vă văd bine. Băi, n-am nici pe dracu, numai că vreo 2 zile m-a durut capul și m-a durut un număr așa, cred că am răcit acolo. Mi-a fost și frig în avion. Am înțeles. Pe stadion nu mi-a fost frig, pe stadion a fost chiar bine, dar în avion a fost